Suntem astăzi în Club Bambu București, cel mai mare din România, poate cel mai mare din Europa. Și o avem invitată la Miss TV România pe câștigătoarea Miss Transilvania 2012, Dorotea. Bine te-am găsit, Dorotea! Bine te-am găsit, Oana! Spune-ne, te rog frumos, și mai ales telespectatoarelor Miss TV, cum este să te simți cu un așa titlu, Miss Transilvania, poate cel mai mare titlu al concursurilor de frumusețe din țara noastră? Bineînțeles, sunt foarte fericită, mai ales că am ajuns la Miss TV România, deoarece aici am multe oportunități și, bineînțeles, că mă ajută să-mi îndeplinesc visul, să ajung un model. Cum a fost concursul de anul trecut? Ai avut emoții, mai ales, ți-am zis, poate cel mai mare concurs de frumusețe din România și tu l-ai câștigat, ai obținut titlul de Miss Transilvania 2012. Da, am avut emoții la început, dar sincer am mers pregătită la acest concurs pentru a câștiga. Am concurat cu fete frumoase, pe lângă prezentările care le-am avut de ținute, am avut și o probă de aptitudini, unde eu am dansat, am avut un dans oriental. Și spre final a fost spre binele meu, deoarece am fost votată și am câștigat. Spune-ne, care sunt calitățile tale cele mai importante și care te caracterizează pentru un adevărat Miss? Să fac poze, să merg la ședințe foto, prezentări. Am și fost la câteva prezentări unde am avut o reușită. Am mai obținut un titlu înainte de Miss Transilvania. Am fost tot așa la un concurs și eu am ieșit Miss. Concursul s-a ținut la Aiud. Spune-ne, te rog frumos, la cei 17 ani ai tăi, ai titlul de Miss Transilvania 2012, ce îți propui pe viitor? Bineînțeles că o să mă ajute acest premiu care l-am obținut și îmi doresc să ajung cu adevărat în lumea modei și să ajung un model renumit în țara noastră, România. În ce ținute îți place cel mai mult să pozezi? Rochii elegante, lingerie, casual. Dar cu ce designer cunoscuți de la noi ți-ar plăcea să colaborezi? Sau te-ai vedea într-o colaborare pe viitor? Bineînțeles, mi-aș dori cu Cătălin Botezatu. Spune-ne, te rog frumos, ținând cont de faptul că ai o vârstă fragedă, ce le sfătuiești pe modelele tinere care încă sunt la studii, învață, ce să facă pe viitor? Să urmeze o carieră în modeling, dar să și învețe totodată? Spune-ne tu cum reușești să le îmbini, de fapt, și școala și modelingul. Bineînțeles, școala este foarte importantă, deoarece fără școală nu rezolvi nimic în viață. Și dacă îți dorești lucrul acesta să meargă pe modeling, bineînțeles, de ce nu să vină la Miss TV România, pentru că sunt oameni de încredere, prietenoși, dar în același timp să nu-și neglijeze școala. Ai doar 17 ani, ai un titlu de Miss Transilvania, după cum am zis, poate cel mai mare titlu de frumusețe din țara noastră. Spune-mi, te rog frumos, ce modele îți sunt așa ca și idol, ca model de viață? Nu neapărat am un idol, încerc să fiu eu însămi, să fiu naturală și să fac ceea ce mă caracterizează pe mine. Ce crezi că e cel mai important în acest domeniu? Frumusețea, inteligența, carisma? Frumusețe, carismă, dar și inteligență. Trebuie îmbinate toate acestea. Ce sfat le dai tinerelor domnișoare care urmăresc Miss TV România? Toate fetele frumoase din România, care iubesc domeniul fashion, modă, să apeleze cu încredere la Miss TV, deoarece li se oferă oportunități și șanse pentru îndeplinirea viselor
lor în acest domeniu și mai ales pentru că se organizează periodic castinguri și pot încerca.